Scun prieteni, frați și surori, doresc mai întâi de toate să vă salut pe toți cu pacea Domnului nostru Isus Hristos și aș dori ca împreună cu dumneavoastră să facem o scurtă meditație la textul care îl vom găsi scris la Evanghelistul Matei, capitolul 28, de la versetul 1 la versetul 5 la sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul și iată că s-a făcut un mare cu de pământ căci un înger al Domnului s-a pogorit din cer, a venit și a prevălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți, dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, Nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit." Domnul Isus Hristos este persoană minunată. Domnul Isus Hristos a fost o persoană deosebită în toată viața lui. El a venit aici pe pământ, a lăsat cerul său, a venit să ducă un mod de viață deosebit. Domnul Isus Hristos n-a venit să trăiască pe pământ asemenea cum trăiesc toți oamenii pentru ei. Pentru familie, pentru copii. Domnul Isus Hristos a trăit nu pentru sine, dar a venit pe acest pământ ca să trăiască pentru noi. Și în viața care a trăit-o el, el a dorit să ne facă nu pe el fericit, dar să ne facă pe noi fericiți. El a dorit cu toată inima lui ca noi să avem o viață binecuvântată, o viață fericită. Și cu adevărat, fără el, viața nu este fericită, nu este binecuvântată. Într-o familie au fost odată întrebați copiii, ce ai fi dorit tu să ajungi în viață. Unul a spus că eu doresc să fiu marinar, altul a spus, că doresc să fiu tractorist, fiecare copil și a ales o miserie. În schimb, copilul care era mai mic, la care mama zâmbia cel mai mult. El a spus așa, Eu nu-mi doresc nimic în viață, decât doresc ca toată viața mea să o fac pe mama fericită. Așa a fost dorința copilului să o facă pe mama fericită. Așa a fost și dorința Domnului Isus Hristos. El nu și-a dorit nimic în viața lui, el a venit aici pământ pe doar pentru aceasta, ca să ne facă pe noi fericiți. Și a trăit o viață minunată, este minunat în ochii noștri. Atunci când trăim în viața noastră evenimente, fie îmbucurătoare, fie întristări, atunci avem totdeauna alături de noi pe cei care ne sunt dragi, mama, tata, fiul, bunelul, bunica, ei sunt acei care totdeauna împărtășesc și binele și necazurile noastre împreună cu noi. Hristos, în schimb, a fost persoană deosebită. El a venit aici pe pământ, dar a atras la sine pe toți oamenii, nu numai pe ei lui. Deci, de când a venit el pe fața pământului, la moartea lui a fost prezent îngerii la nașterea lui au fost prezenți îngerii, dar au fost invitați și oamenii. Deci Iisus Hristos este motivul principal care a împăcat cerul cu pământul și datorită lui și astăzi noi îl putem avea pe Iisus Hristos în casele noastre. Și el este de fapt la noi musafirul cel mai mult așteptat și în bucuriile și în greutățile noastre. Iisus Hristos a fost străin de toți acei care l-au respins, dar Isus Hristos a fost cu mâinile întinse față de toți oamenii și față de cei care, l-au respins. Și El până în ziua de azi este cu mâinile întinse și dorește să împace să atragă la sine pe toți. La sfârșitul zilei sabatului, când a începea să se lumineze înspre ziua întâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Deci era o atmosferă grea, era o atmosferă dureroasă în inima prietenilor și a ucenicilor Domnului Isus Hristos. Era o vreme când ei trăiau evenimentele de dispărțire cu cel care le-a fost totdeauna cel mai drag, în care și-au pus toată nădejdea lor și în care era ascuns tot viitorul lor, tot destinul lor. Și ei s-au gândit că se dispar de Domnul Isus Hristos pentru totdeauna. Cred că mulți dintre noi am trăit evenimente asemănătoare. Am trăit evenimente în viața noastră când ne-am dispărțit, fie de mama noastră, fie de fiu, de fica sau chiar de bunelul, de bunica, care mult am iubit și ne-au fost dragi. Cât de dureros este dorerea dispărțării și știm ce rană adâncă lasă e în inima noastră, o rană care nu poate fi lecuită cu nimica. Unica nădejde este Domnul Isus Hristos și mângâierea care o lasă El că va veni odată vremea și vom fi toți împreună cu El acolo sus în împărăția lui Dumnezeu. Asemenea situații au trăit și ucenicii Domnului Iisus Hristos. Era foarte grea pentru ei durerea dispărțirii. Și de fapt, durerea dispărțirii de Iisus Hristos este mult mai mare, este cea mai mare și vai de sufletul care ajunge în viața lui să guste dispărțirea de Iisus Hristos. Ucenicii Domnului Iisus Hristos, chiar dacă s-au dispărțit de Hristos, dar ei nu s-au dispărțit cu inima lor, cu sufletul lor, ei au avut doar o dispărțire temporar, dar inima lor a fost strâns alipită de Domnul Isus Hristos. Și cum am vorbit de la început, vai de sufletul care gustă despărțirea de Domnul Isus Hristos. A fost o durere foarte mare și pentru Maria Magdalena, care era o femeie fără viitor, cu o viață distrusă, cu o viață nenorocită, dar odată ce l-a găsit pe Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos i-a salvat viața ei și ea, fiind altădată o femeie muncită de Duhul rele, a ajuns o personalitate fericită, o personalitate cu un viitor, cu o nădejde o mare întristare ar fi putut cuprinde inima Mariei Magdalena din cauza că e să gândea cum va fi mai departe în viitor și oare nu va starea ei de cea de unul va fi mult mai rea ca cei din tâi, din cauza că mântuitorul sau salvatorul care a salvat-o pe dânsa nu mai este în viață. Care va fi oare viitorul ei în viitor? Al închipuie eu pe Iisus Hristos ca o persoană care a fost mort și dat uitării pentru totdeauna, dar nu era așa. Hristos a fost o personalitate minunată, care a venit să moară de fapt nu pentru sine, dar pentru viața lor, ca ei de departe în moartea Domnului să găsească iertarea păcatelor lor și moartea Domnului Isus Hristos ne-a adus salvare. Moartea Domnului Isus Hristos ne-a adus prețul răscumpărării noastre. Datorită morții Lui, noi astăzi avem viața. Hristos a venit pe acest pământ ca El mai întâi să moară pentru noi și să ne aducă ispășirea păcatelor. În legea Vechiului Testament era un mod de iertare simbolic. Atunci când veneau la templu, aduceu mielul pregătit, îl junghiau ca să fie jertfa de ispășire a păcatelor. Dar mielul care era adus la templu, el nu era o jertfă adevărată sau reală care să aducă cu adevărat iertare păcatelor. Era o jertfă simbolică doar, care preînchipuie o jertfă adevărată, o jertfă cu adevărat fără pată, fără cusur, jertfa Domnului Iisus Hristos, care va fi făcută odată pentru iertare păcătoșilor. Și de atâta Ioan vorbește așa, cum l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, el a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cu adevărat, Iisus Hristos a fost jertfa reală. Ele au venit la mormânt să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus Hristos asta era ultimul gest sau ultima posibilitate de a mai face ceva unii persoane dragi, după care să dispărțească și să dispărțească pentru totdeauna. Și ele au venit cu tragerii de inimă să facă ultimul gest pentru Domnul Isus Hristos dar ei nu știu eu că Domnul Iisus Hristos nu va fi totdeauna în mormânt. Domnul Iisus Hristos va fi foarte puțin în mormânt și El a dovedit, a demonstrat prin moartea Lui că prin învierea lui, a demonstrat că el, de fapt, este un Dumnezeu viu veșnic, un Dumnezeu care nu are nevoie de la noi de ultimul gest, dar este un Dumnezeu care are nevoie ca atâta cât suntem în viață, atâta timp cât pașii noștri călătoresc pe fața pământului, atâta timp inima noastră să-l laude, buzele noastre să-i aducă slavă, sufletul nostru să-l iubească și dragostea noastră să fie totdeauna aceeași ca dragostea care a avut-o el față de noi. Acesta este Domnul Isus Hristos. El nu a avut nevoie niciodată de ultimul gest din partea cuiva. El are nevoie ca inima noastră și viața noastră să fie în totul predată lui pentru totdeauna. Nu era logic din partea femeilor să meargă acolo la mormânt să vadă mormântul Domnului Isus Hristos. Din cauza că Acolo era o strajă puternică, erau oameni bine pregătiți, care se poată face față tuturor provocărilor. Pe lângă aceasta era o piatră mare la gura mormântului, care femeile nu puteau să o niște din loc. Și logic nu era să pornească ele acolo. Ar fi mai bine gândit pentru ucenici, dar și ucenicii s-au gândit că care este rostul să mergem dacă noi nu suntem în putere să învingem strada, să învingem straja, dacă noi nu suntem în putere să facem mai bine și de acasă. Logic ar fi fost așa, dar în realitate nu este așa. Depinde mult unde te pornești dacă te pornești la Isus Hristos, poți să te pornești cu orice preț. Chiar dacă în viața noastră, de toate zilele, nu toate planurile ne stau în putere să le putem împlini, nu toate dorințele ne le putem satisface totdeauna. În schimb, în viața duhovnicească cu Isus Hristos, a merge la Hristos, al găsi pe Isus Hristos este posibil pentru orice cine. Ori de mare n-ar fi straja, oricât de mare n-ar fi împotrivirea din partea celui rău, a ajunge la Isus Hristos, poate oricine, fiindcă acolo unde nu putem noi, acolo unde nu avem noi putere să învingem, va fi îngerul de partea noastră, este cerul din partea noastră. Și deci cine merge la Isus Hristos poate să ajungă cu orice preț. Isus Hristos a venit pe acest pământ ca el să fie găsit de toți cei care îl caută, de toți cei care îl iubesc. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorit din cer, a venit și a prevălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului a venit, a prevălit piatra de la gura mormântului și a așezut pe ea, a venit în ajutorul femeilor. De fapt, îngerul n-a venit ca să îl ajute pe Domnul Iisus Hristos să iasă din mormânt. Hristos nu a avut nevoie cineva să-i prevălească piatra, Hristos n-a avut nevoie ca cineva să învingă straja, Hristos când a dorit să intre în casă a intrat și atunci când erau ușele încuiate, Hristos de acum a înviat pentru veșnicie, nu stemea de nici o strajă, era în plină putere, dar îngerul a știut că femeile care vin la mormânt, femeile care s-au pornit la Domnul Iisus Hristos, ele cu niciun chip nu pot intra dacă nu le va veni cineva în ajutor. Și ajutorul din partea Domnului a fost pentru ei. Pentru ei a venit îngerul, pentru ele a fost prevalită piatra, pentru ele a venit în ajutor cerul. De aceea, orice suflet care dorește să-L găsească pe Iisus Hristos cu orice preț îl poate găsi, îl poate auzi, îl poate cunoaște. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți, dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. De ce să nu se teamă femeile dacă acolo era o strajă bine pregătită, dacă vedeau în fața lor pe îngerul care avea un înfățișare ca fulgerul? Era o atmosferă destul de temut, dar îngerul le-a spus, nu vă temiți, deci pentru cine îl caută pe Domnul Iisus Hristos nu are de ce să se teamă nu are de ce, din cauza că cerul este de partea lui și fie cât de puternică nu ar fi straja, fie cât de mare nu ar fi împotrivire din partea celui rău, cerul este de partea noastră. Oricine îl caută pe Domnul Isus Hristos nu are de ce să se teamă. Pot să se teamă străjării, pot să se teamă vrăjmașii Domnului Isus Hristos. În schimb, cei care îl caut pot să meargă cu o încredere că biruința este din partea Domnului Isus Hristos. Și îngerul le-a vorbit, nu vă temiți, că știu că căutați pe Isus Hristos care a fost răstignit, dar El nu este aici, El a înviat, El este viu în vecii vecelor. Și de aceea orice suflet care îl caut pe Domnul Isus Hristos, nu l poate găsi oriunde. Îngerul a spus, nu este aici, nu este Hristos între cei morți, Hristos este între cei vii. Deci mulți ar dori să-L caute pe Iisus Hristos, mulți ar dori să-L găsească pe Domnul Isus Hristos, dar nu ar fi dorit nimeni să-L găsească acolo unde Hristos vrea, dar cel mai mult doresc oamenii să-L găsească acolo unde ei vor. Dar Hristos nu merge oriunde, Hristos nu merge acolo unde este luat în râs numele lui Dumnezeu, Hristos nu merge acolo Acolo unde oamenii se ceartă. Hristos nu merge acolo unde oamenii se disprețuiesc. Hristos nu merge acolo unde oamenii se urăsc. Hristos este acolo împreună cu cei care îl iubesc și îl caută dintr-o inimă curată. Deci orice om care dorește să-l găsească pe Iisus Hristos, îl poate găsi împreună cu cei care îl caută dintr-o inimă curată. Deci fie ca Dumnezeu să ne ajute ca să-L avem pe Domnul Iisus Hristos totdeauna în viața noastră, să-L căutăm împreună cu cei care îl iubesc și slujesc Lui cu o inimă curată. Amin.